durerea și senzația de instabilitate a genunchiului, apărute ca urmare a unui traumatism, indică o posibilă luxație de rotulă. Apare mai frecvent la sportivii de performanță, dar îi se poate întâmpla oricui, mai ales dacă există o predispoziție congenitală. Tratamentul poate fi conservator, dar dacă episoadele se repetă, intervenția chirurgicală este obligatorie. Potrivit specialiștilor, sunt două situații în care poate apărea luxația de rotulă. Una este în urma unui traumatism puternic în timpul unui antrenament intens sau după un accident. În alte situații, poate apărea și la simplul mers sau în timpul unei alergări ușoare, ceea ce înseamnă că pacientul are o predispoziție. Când vine un pacient la noi cu o luxație de rotulă apărută fără un traumatism puternic, noi deja știm care acești factori pe care îi căutăm în timpul examenului clinic, după care recomandăm pacientului să facă niște investigații, un CT special, niște radiografii, RMN de genunchi, care ne aduc nouă informații cu privire la existența acestor factori. După care, în funcție de factorii pe care îi are, noi stabilim tratamentul. Sunt mulți pacienți pe care noi îi descoperim cu această instabilitate potențială atunci când vin la noi pentru dureri la nivelul regiunii anterioare. Deci o parte dintre ei au dureri la nivelul regiunii anterioare a genunchiului. Unii pot să aibă și cragmente, scârțit la nivelul regiunii anterioare atunci când fac mișcarea de extensie. Sunt cazuri ușoare când rotula se deplasează ușor, apoi revine singură în poziția normală, dar chiar și așa este indicat controlul la ortoped. Mai gravă este însă luxația traumatică, pentru care rapiditatea intervenției este esențială. Atunci când luxația este traumatică, ne ajută foarte mult să imobilizăm genunchiul, pentru că avem șanse ca prin imobilizare, după care prin gimnastică medicală, ligamentul acela care ține rotula pe locul ei să se refacă și pacientul să nu mai aibă nevoie de operație. Pacienții care au avut luxații de rotulă fără un traumatism puternic, atunci ei trebuie tratați puțin diferit, pentru că la ei imobilizarea are un efect mai puțin important, mai ales dacă deja rotula a mai fost luxată odată. Pacienții la care se luxează rotula și pe care ei nu o pot reduce, nu o pot aduce la loc, ei se duc automat la spital, acolo li se face anestezie, li se pune rotula la loc și atunci ei deja intră, să zic, într-un fel pe făgașul ăsta, știu ce au de făcut mai departe. Dacă nu respectați această recomandare, apare așa numită luxație recidivantă, adică rotula sare tot mai frecvent și tot mai ușor. De aici se ajunge la leziuni de cartilaj și apoi la artroză. La cei cu luxații traumatice, la care se întâmplă o a doua luxație de rotulă, automat trebuie să le reconstruim acest ligament. Iar la ceilalți, ligamentul ăsta reprezintă de multe ori doar unul dintre factori. Pentru că factorii care duc la instabilitatea patelară sunt înclinația prea mare a rotulei în exterior, care poate fi dată de un ligament care ține rotula în interior prea slab sau la cel care trage rotula în exterior prea puternic. La unii pacienți rotula este situată mai sus decât trebuie și atunci nu stă pe trohlea femorală, pe spațiul pe care ar trebui să stea. La alți pacienți, trohlea femorală, spațiul pe care rotula stă, în loc să fie concavă ca să acomodeze rotula înăuntru, ea e trohlea femorală, spațiul ăsta e drept sau poate chiar convex. Și atunci rotula nu are unde să stea. În situațiile astea, noi facem o operație în care adâncim această trohlee ca rotula să poată să stea. Evident, recuperarea după o astfel de problemă de sănătate diferă în funcție de complexitatea cazului. Dacă pentru o simplă deplasare a rotulei, imobilizarea este recomandată până la 3 săptămâni, după o intervenție chirurgicală, recuperarea poate dura până la câteva luni. Importantă este însă și rezistența pacientului la durere.